Despre virtutea îndumnezeitoare a rugăciunii, care cuprinde toate celelalte virtuți. Partea a doua. Un monah din Creta, care trăia în chilia Sfintei Cruci, situată între Cherasia și Cavsocalivia, și-a pierdut vederea. Când s-a întâmplat aceasta, el a început să-și dedice tot timpul rugăciunii. De vreme ce era orb, nu făcea nimic altceva decât să se roage neîncetat, cu voce tare, cu rugăciunea lui Iisus, stând în picioare, cerând lui Dumnezeu să-i lumineze inima. Într-o zi, doi jurnaliști ce erau în pelerinaj treceau pe lângă chilia monahului orb. L-au auzit rugându-se, au stat afară așteptând, nedorind să întrerupă, cum ziceau ei, slujba bisericii. Plecând de acolo, au scris: necontenite sunt rugăciunile de pe muntele Athos. Un ascet obișnuia să-și trimită ucenicul la Caries ca să vândă lucrul mâinilor sale. Acolo, în Brotaton, călugărul a auzit cântece frumoase. Într-o zi, el a spus părintelui său: părinte, m-am tot gândit, ar trebui să vezi cum îl laudă acolo pe Dumnezeu, prin cântece, coruri și multe alte lucruri. Aici, singurul lucru pe care îl facem este să ne rugăm spunând: Doamne, miluiește, cu șiragul de metanii. A doua zi, părintele i-a spus lui: hai să vedem, fiule, să vedem ce fac părinții aceia acolo, ca să învățăm și noi tipicul lor. Când au intrat în biserică, el s-a apropiat și a șoptit la ureche: într-adevăr, fiule, aici îl laudă pe Dumnezeu. Și încă n-a terminat de spus aceasta, când un puternic cutremur a zguduit tot. Imediat, toți cântăreții au pus jos cărțile și au încetat cântările, începând să se roage cu șiragurile de mătănii: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoșii. Părinte, hai să mergem, hai să continuăm munca noastră în liniștea chiliei noastre. Orice facem noi e mai presus de muzică. Așa și-au dat seama că cel mai bun mod de a se ruga este șiragul de metanii. Asceții Agatanghel și Anania erau pusnici pe Sfântul Munte, unde duceau o viață îngerească. Ei iubeau smerenia și disprețuiau mândria. De asemenea, erau puțin nebuni pentru Hristos, dorind ca virtutea lor să fie ascunsă, rugăciunea lui Iisus fiind bine înrădăcinată în inimile lor. Călugărașul meu, Hristos, este aici. Ți-a spus sau te-a asigurat când va veni din nou? Spuneau ei călugărilor începători. Trebuie să-ți faci canonul tău, dar să cugeți ca și cum nu l-ai fi făcut. Un pusnic mai în vârstă spunea: mulți au rugăciunea minții, dar ei nu știu. Binecunoscutul părinte Sava nu-și folosea patul ca să doarmă pe el. El avea în chilia sa două funii legate de tavan. Își sprijinea mâinile în ele și astfel se ruga, stând toată noaptea drept.